Salut, uite, eu sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al doilea episod din Underground Survival. Ultima dată am intrat aici, am făcut o gaură, nu te bați ci cu asta, am făcut o gaură în, mă rog, piatră, că nu pot să-i zic chiar munte, mă rog, am făcut o gaură pe aici și m-am stabilit, adică mă ascund și eu cât pot de mobi. Ok, trebuie să ajung acolo, să iau o bucată de dirt. O, doamne, m-a ajuns așa de rău. Efectiv, n-am găsit pe aici o bucată de dirt. Și mi-ar fi plăcut. Și ce am găsit, uitați, în partea asta. Hai să spargem așa. Cât timp spargeam eu Fii atent că dau fix numai pe lângă. Așa. Deci cât timp spargeam eu să ajung sus. Oh, shit. Am găsit aici un... Opa. Nu vreau să mor. Un chest pe care nu-l căutasem. Oh, doamne. Sunt cam mort. Oh, da. Shit. Ah. Asta dacă îmi dă una, sunt mort. Ah. Ah. Oh, doamne. Știi momentul ăla când realizez că... Bă, deci sunt mort și din spawn, mă dați, mă. Uite și tu. Uitați-vă și voi, mă! Bă, n-am cum să intru în casă. Cum, ce dracu să faci? Uite, prea mult mob, uite și tu. Uite și tu, ce trebuie să faci, mă, cu toți ăștia? What the fuck? Știți, îmi cer scuze pentru asta. Dar o să fac. Of. Frate, efectiv n-am cum să ajung. Deci, uitați-vă și voi, câți mob sunt aici. Eu nu am cum naibii să intru în casă, nici măcar nu știu unde e. Uite, uitați-vă și voi cât de baricada altă e. Apoi ziceți-mi mie cum să sparg eu. Bine, puteam să intru pe sus. Fuck this shit. Cum? Deci, dacă... nu uitam că... Eu stai și nu mi-aș mai fi dat game mode. Dar mă așteptam... Deci stai, game mode 0. Mă așteptam să fie nevoie să intru prin partea asta. Și asta de n-ar fi fost deloc frumos. No, bun, bă, am nevoie de o sabie ca lumea, ce dracu. Ok, hai să iau tot ce prind. Am ceva armură. Stai să văd... Nu, că pe acolo intră. Deci stați să văd cartea cu questuri. Să văd dacă trebuie să fac și armură de chains full, pentru că dacă... Sunt un dobitoc. Oh, da! Și mă întrebam de ce nu se deschide, deci stai așa. Full golden iron. A, deci pot să-l folosesc pe ăsta. Da, mi-a zis cineva că... Aveam un chest plate pe undeva. Că nu mă înșel, era de gold. Și... Nu prea aș fi vrut să-l folosesc, nea. Stați așa. Întâi de toate, vreau să fac o nenorocită de ușă. De ce am luat eu atâtea, nu știu, dar mă rog. Vreau în primul rând să fac o nenorocită de ușă și un chest mai mare. Deci asta, în asta o să-mi bag eu lemnul acum. Bun, am ceva night vision și chestii. N-avem chiar așa mare nevoie de night vision, cu toate că ar trebui să avem, adică ne... Bănuiesc că ar fi trebuit să jucăm pe Moody, dar... Joacă tu pe Moody. Bun. Aoleu, shit. Oh shit. Cum dracu tot tras, mă? Da, chiar oare pot să sparg pe aici și să-i lovesc cumva? Ok, am spart pe aici, dar n-am cum să-i lovesc. Deci, efectiv, zona asta e teren minat pentru mine. Uitați-vă și voi. Nu am cum, dragi de-a mea, să ies din casă. Ok, văd că ăștia... Din câte părți dați. Bun, hai că am reușit să ies din casă, măcar e bun început. Hai că mai sunt decât... 2, 3... Ăsta e de-al meu, ăsta e bun băiatul. Încercat și eu. Merita să încerc, deși nu cred că merge. Ok. În sfârșit. Bun, acum mă duc înăuntru. Ok, am spart o bucată de aia și a picat... O frunză. Care au șansele? Bun, hai să spargem aici. Oh shit.
Așa. Trebuia să le pun invers, dar cu tăle n-ai, nici nu mai mă gândesc. Uf, momentan arată groaznic locul. Dar efectiv n-am ce să fac. Ai, 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 bă, stai, că acum realizezi unde n-ai plantez ăsta, că e cal dracu pus. Chiar trebuie să-l plantez gen aici, să mai fac spațiu, că... Dacă pun copacul, parcă și presim că nu o să crească din cauza faptului că n-are spațiu și o să consum mult bone meal degeaba. Băi, momentan vreau decât să fie chestia asta funcțională, adică să pot să cresc copaci aici și după aia, după ce îmi fac și o resurse și chestii, abia atunci o să mă ocup și de aspect, însă până atunci, hai să fie cum o fi, numai să fie. Bun, așa. Să punem torții să mă asigur că nu mai vine nimic. Ar trebui să mai dau un strat de aici jos. A, da, și mi-am făcut și un pickaxe de iron în cazul în care n-ați observat, pentru că ăla de piatră e foarte lent și deja mă plictiseam să stau să spar. Bine, n-am spar foarte mult, dar totuși. Nu-mi place că trebuie să stau să sparg piatră și pe urmă să pun cobblestone. Mi-am ales și eu un loc genial în care să fac asta. Mă rog. Hai să vedem, crește copacul aici sau nu crește? Că asta e întrebarea, dacă nu crește nu e bine. Bun. Oricum am destule oase, deci nu o să fie mare problemă. Vreau să mă duc să fac rost de niște apică, să facem o fermă undeva pe aici. Te rog, spune-mi că crești. Ok, nu crește. Dacă te pun acolo, crești? Ăla-i, mă! O crescut. Oi. Ok, aparent trebuie neapărat un spațiu mai mare. Pentru că abia au crescut. Și uitați-vă și voi cât de plin e locul. Mă rog, hai că sparg astea. Cu toporul, că aveam pe aici un topor. Ăsta n-are rost să fac de iron. Să-l fac de iron momentan. Oricum, ideea e că e bine că am început să facem și noi chestii. Adică lemn. O să pun aici un sapling. Pun pe ăsta înapoi. De fapt o să pun tot ce nu am nevoie. Și de fapt stai să văd încotro. În partea nu pot să fac nimic. Opa! Băieții! Calm, 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 calm. Bun. Așa, să mă gândesc cum o să fac. Întâi de toate, vreau să fac în partea aia un drum. Sper să nu dau de... Opa, aolea, deja se sparge asta. Hop, mama lui de treabă. Deci sper în primul și în primul rând să nu dau când mă duc în partea aia de bedrock, că n-ar fi drăguț deloc. Vreau să fac așa un drum și în partea asta o să fac o cameră, că nu mai venea. În care o să facem niște mici plantații cu de-astea, semințe, cartofi. Că mâncarea, după cum probabil ați observat, e o mare problemă. Am un cartof, aș putea să-l înmulțesc pe ăla, adică o să fac o fermă și încep și înmulțesc cartofi în draci. Cam ăsta e planul momentan. Partea bună e că sunt în siguranță și că nu pare a fi bedrock, cel puțin... Încă. Partea proastă e că în primul rând o să iasă o fermă mică și aiurea, mai ales că m-am poziționat ca naiba. Și cealaltă parte proastă e că n-am resurse de nicio culoare, dar eu fac fermă, da. Shit! Nu credeți, nu cred că au... Mamă... Stați, mă duc să iau... De-astea. Deci nu cred așa ceva, mă. Și cred că o să revin până la urmă la pickaxe de piatră, pentru că, ne, deja ăsta s-a făcut praf. Yay! Of, doamne! Astea care se spar mai greu, gen asta, știi de în start că o să fie o chestiuță de asta cu silverfish, ceva gen capcană. Merele le mai păstrez și putea să mănânc bucata asta de carne. Bine, la fel de bine puteam să nu o mănânc și să mai păstrez, dar nu contează. O să-mi fac câte... De fapt, ce iau eu pe asta? Am nevoie de bețe. În primul și în primul rând, hai să mai facem
două pickaxe-uri așa. De ce am făcut? Ai, 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 bă, deci câteodată mă jur, nu mă duce capul de nicio culoare. Dacă fac eu vreo minunăție de asta și pe la bac, o să-mi fie milă de mine. Da, de fapt, să fie cea genul Dumnezeu cu mila, dacă fac eu de asta și pe la bac, oricum. Ah, mai atât de... Mamă, ce m-a speriat toți. Doamne ferește. Ați auzit și voi? Asta, ăsta a fost frigiderul. Gen, what the fuck? Ok. Ok. Nu m-am speriat, sunt ok, sunt... N-am treabă. Bă, ce tembi, pot să fac o... Gata, o să fac mai mică zona, pentru că acum realizez că n-am dirt. Trebuie să mă duc să iau dirt. De fapt, aș putea să mă duc și să iau dirt repede. Bine că am mâncat și m-am regenerat complet acum. Că mai mult ca sigur, dacă nu mâncam, nu mai mâncam. Bun, stai să văd cum ar veni. Deci trebuie să vină ceva gen 3, adică să fie... De fapt, nu. O să fac o de-asta economică, ceva de genul apă aici, colo, bla, 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 bla. Nu fac de-aia cum fac eu de obicei, pun apă în mijloc, stânga, dreapta. Așa, deci o să vină... Cred că așa o să vină. Nici nu știu. O să arate aiurea rău de tot. Da, o să arate destul de aiurea. În fine, cum ziceam noi, cine știe ce. Nu vreau să fac mare fermă la început, cât să fac aici mâncare să nu mor. Ioi. Bun, și după aia aș putea să încep să prăjesc pentru experiență piatră și să fac construcții din ea. Să-mi enchantez lucruri. Măcar din iron, dacă nu din diamante, pentru că de... Pff, e nașpa, stăm nașpa rău de tot din punctul ăsta de vedere. Ok, în partea asta nu știu cum o să fac. Mă, de fapt, aș putea să mai prelungesc o leacă zona. Aici sunt 4 blocuri, aș putea să mai fac măcar unul. De fapt, știi ce? Lasă, momentan să pun eu dirt-ul să mă văd aici cu o parte funcțională și după îmi văd de treabă. Așa. O să am nevoie de... Hai că am bucata aia, mă rog, nu mai am. Așa. Întâi de toate l-omor pe ăsta. Mai vreau un... Oh, mai sunt doi, nu că... Trei? Sunt trei. Ok, eu mor pe ăștia. Și după ce eu mor pe ăștia... De preferat să nu mor și eu cu ei. Mă duc și iau de aici și așa... Dirt. Aud pe cineva trăgând și nu-mi place. Ok. Sunt într-o poziție destul de bună, având în vedere că pot să iau atâta dirt. Acum că stau să mă gândesc mai bine. Ok. Mie îmi convine. Bun. Ar trebui să facem măcar cumva o scară și mechere și să aranjăm pe aici. Da, ar trebui. Eh, vedem noi. Prim. Ui, oi, 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 oi. Da. E clar. Uf. Stai, și cum ziceam să pun? Așa. Așa, așa, așa. Așa, 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 așa. Aoleo. Hai, mai extindem o leacă, știi, și să fie gen... O bucată de apă aici. Și așa o să fie și în partea aia. Frate, asta chiar că este... Ferma mărâtului. Ceva de genul poor man's version. Cam așa sunt și eu acum. Versiunea omului sărac. N-am ce face, n-am mai mult, efectiv. Asta e tot ce pot să fac în momentul de față. Așa... Hai totuși încă un nivel să mai mergem în partea aia, deși sper să... De fapt, oricum, indiferent cum o să fac, e o nenorocită de... Nu pot să numesc chiar peșteră, că sunt deja într-o peșteră. E o gaură în perete, deci... pot să o modelez cum vreau eu, deși o să fie mai greu, așa era bine, dacă puteam să pun cum o fi...
Era ceva dacă nu mă întâlneam cu locul ăsta de aici, dar nu mai contează. No, bun, hai să facem puțin stylish și chestii. Fiți atenți, deci o să cădeți pe spate acum. Ah. Deci, ia, uitați-vă aici. Oh. Oh, da, atâta stylish și chestii. Totuși, să nu uit să pun și lumină. Da, deci vă dați seama, în loc să pun încă un strat de dirt, că în momentul de față eu sunt muritor de foame, eu am stat și am pus cobblestone de ăsta, așa. Ar fi ceva să n-ajungă lumina la astea. Da, cred că ajunge. Să mai mă pun să mai prăjez niște iron. Aud pe cineva arzând cumva? Dar de ce ar arde? Ce? Lava! Da! Asta explică multe. Ok, hai să mă duc de aici. Lol. Ce inspirat am fost să păstrez locul ăsta. Bun. Am uitat ce căutam. Ha, Doamne, bineînțeles. Ioi! Nope, am plecat, am fugit, n-am mâncare. Apă! Apă! Alea! Mă simt așa de special câteodată. Oi. Avem o bucată de apă. Atâta e tot apă pe care avem noi în toată harta. Serios? Nea, cred că mai e, sincer. Oi! Ioi. No. O să mă macine foamea în curând. Și o să mă omoară ăla. What the fuck? Ăsta vine după mine. Doamne ferește. Mă uite aici apă. Deci deja am murit a treia oară. Ar trebui să-mi pun chestia de aia să-mi numere de câte ori mor. Că mor ca un dobitoc în ultima vreme. Adică serios, am murit numai pe prostia mea. Hai mă, serios. Hai că asta a fost... Asta deja devine enervant. De, știți ceva? Nu mai zic eu ce fac cu voi. Mă duc la treaba mea. Acum am viața full, că tot am murit ca prostul. Am și hunger ruful. Bă, da. Bă, unde tragi, mă? Voi vedeți de unde mă pică? Mă rog, mă pică. Ar trebui să mă duc să mai o gata cu apă, știți, pentru un spring și chestii. Ia, ar fi cazul, dar... Nu, acum... Momentan o să stau, fac un hău aici și cartofi și bone meal am la oase să-mi ajungă, tătică. Ok, cum ziceam, sper să fie suficientă lumină. Oh, da, am un cartof, motherfucker, și un topor de asemenea. Ok, hai că pare a fi ok. Așa. Bun. Doi cartofi. Serios? Doi cartofi. M-am umplut de respect. 5. Hai că e bine. Deja facem... Deja ieșim pe plus. Așa. Vreau să umplu o dată ferma și încă o dată gen. Ca să fie plină și să îmi rămână și mie de haleală și chestii. Faza. Ok, deci deja asta e plină. Deja nu o să mai pun bone meal, nu mai stric bone meal-ul pe asta. O să... Așa, o să iau cartofii, plantez la loc, mă duc, prăjesc câțiva și după aia, în sfârșit, îi putem da bice ca lumea. Of. Atâtea chestii. Bun, am 22-23 de cartofi, nu mai bine.
Ar trebui să fac și eu un loc în care să-mi pun chesturile. Da. Bine, să fac mai multe chesturi. Nu știu de ce am eu boala să pun mereu tot un chest, pentru că până la urmă tot înapoi la mine ajunge. Ok, hai să ne uităm în cartea asta și să vedem. Așa. Make a wheat farm, make a melon farm. Ah, pe bune. Make a full iron, așa. N-am făcut încă nimic din astea. Sunt 9 achievement-uri în puii mei. Tot trebuie să mai fac ceva chestii din iron, oricum. No, bun. De fapt, aș putea să dărâm astea. Și să văd după cum fac. Până la urmă nu e așa de rău. Ai. De capul meu, mă. Bun. Și asta. De ce nu până la urmă? Așa. Mă gândesc eu dacă o să mai fac până la urmă aici o cameră sau o să las așa. Probabil o să las așa. Mi-e prea lene să mai fac altceva, să fiu sincer. În momentul de față nu prea am suficient... de-asta. Suficient cărbune să îmi permit să fac chestii. Așa. Avem aici o fermă micuță. Și cred că o să fie singura momentan. Așa, o să văd eu cum fac aici până la urmă. Ne, tătică. Gata, deja nu ne mai jucăm. Deja aici pot să mă duc și eu să mă bat de la egal la egal cu voi. Înțelegi ce zic? De fapt, stai. Pum, 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 pum. Asta. Cred că o să ajung să fac charcoal dacă nu o să avem suficient. Ne, mă. Nii, acum mai e șmecher. Bine, logic e șmecher, că ne-a toi arc. Dar lasă-mi eu și arc, n-ai să vezi că îmi pun și înceant pe el. Să vedem cine mai e șmecher atunci. Ah, muzica Minecraft-ului. Mă, bune, acum e altceva. Acum pot și eu să mă duc pe aici să mă plimb liniștit. Să mai pun încă câte o torță pe aici, pe acolo. Ioi. Dar chiar ar trebui să mă uit după chesturi, că am văzut că mai erau câteva. Bun, am luat anvilul. Ăsta a fost unul dintre lucrurile pe care am vrut să-l fac. Aici e un chest, cumva? No. E doar o chestie random care oferă lumină. Un glowstone, așa că nu mai avea numele. Stai, astea sunt cumva bucăți de bedrock puse așa random? Da, sunt bucăți de bedrock puse random. Uite, un diamant. Wow, bă, dar știu că chestia asta e de ceva... Aia nu știu cum se numește, dar e bine să știe, dar e bine de știut că avem și de-astea. Ok, aparent cartofii nu sunt chiar cele mai nutritive chestii, puh! Mama e de limbă română. Ok, trebuie să iau de aici ăsta și să am grijă că se spawnează mobii. Uitați-vă cum se spawnează mobii, mă! Ce-a picat? A picat, mi s-a părut că a picat un morcov. Ar fi fost frumos. Ok, următoarea, da chiar, următorul lucru trebuie să facem un wheat farm. Adică, mă rog, pe lângă ce avem noi de făcut, dar vai de capul meu cum se spawnează. Am fugit. Nu vreau să mor pe aici. Și așa mă duteam de rotund. Așa, încă un cartof. Și ar trebui să așteptăm acum să ne mai... regenerăm puțin înainte să ne batem cu alte chestii și hop, un chest. Am luat de aici chestiile. A, da, mi-am amintit acum, am fost aici. Când mă uitam prima dată să văd ce până asta. Oh, shit. Oh, shit. Mamă. Well, la asta nu mai aștept. Ah, da chiar. Bă, eu nu văd nicio găină. Hop, acolo se spunează Squidder Skeleton. Ui.
shit! Mamă, cât asta mi-au! Voi vă dați seama că poisonul ăsta m-a dus așa de low încât acum dacă mi-au o săgeată sunt mort. La propriu. Ok, știi ceva? Lăsați aici. Atâta. Hai să încheiem aici acest episod. Să zicem că asta a fost tot pentru un moment. De fapt, stați. Vreau să iau astea. Așa. De fapt, aș putea să pun și în partea cealaltă. Aș putea. Doar una mi-ajunge. Așa. Și din astea două să facem bețe. Bun. Numai bine. Așa, avem asta aici care funcționează. Ăsta care ar trebui să crească, cică. Ok, n-a crescut. Trebuie să mă gândesc cum să fac ferma. Ok. Mă, de fapt, ia stați așa, ce strat sunt? Sunt la statul 20. Oh, da. Oricum. Cam asta a fost tot și pentru episodul de astăzi. Până la am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu este să apăsați butonul de like pentru mai multe episoade din această serie. Vă urez o seară, zi plăcută în continuare și până la viitoare. Bye, bye.